Deci nu-i mai primiți sub nicio formă. Da. Nici de la PSD, cum ați primit, nici de la ALDE. Nu. S-a consemnat, urmărim cu atenție acest aspect foarte important, care Partidul ține Național, până la urmă de curățenia Național clasei politice. Partidul Național Liberal a închis ușile și le are de mult închise. Practic, în Partidul Național Liberal nu mai e loc pentru nimeni care a girat acest regim profund nociv pentru România și care a provocat daune grave României. Și unul dintre cele mai nocive fenomene care au afectat democrația în România a fost rasismul politic. Absolut. Iar rasismul ce înseamnă? Înseamnă o trădare a cetățeanului. Pentru că tu, în momentul în care candidezi pentru orice funcție, primar, consilier județean, parlamentar, pe listele unui partid, tu faci un contract de reprezentare cu oamenii care îți încredințează votul. În momentul în care tu pleci de la partidul, de pe listele căruia ai candidatul, de fapt îi trădezi pe oamenii care te-au votat pentru un anumit program, pentru anumite valori și principii pe care să le respecti în... Ori ăsta este un lucru cel mai grav. Corect. E bine că sunteți conștienți și că PNL nu va mai primi traseiști. O să urmărim cu mare atenție această promisiune. Decizie, nu? Decizie. Promisiune.